Am terminat anul acesta cu lansările de telefoane care costă echivalentul unui Ring sau al unei mașini SH relativ decente. Hai să ne concentrăm puțin pe realitate și pe faptul că ai dat deja o căruță de bani probabil pe cauciucuri, pe schimbul lor, pe rate, pe asigurări și pe lucruri de astea mai lumești. Unde mai pui că trebuie să vină neapărat și Moș Nicolae, dar și Moș Crăciun anul acesta și ar fi cazul să-ți bugetezi puțin cheltuielile până la final. Astăzi îți fac un top cu telefoanele care costă în jur de 1500 de lei și care oferă cel mai bun raport preț-performanță. Și da, toate sunt telefoanele pe care le-aș folosi fără niciun fel de probleme, chiar și eu, zi de zi, pentru că oferă un ecran suficient de mare, un procesor suficient de puternic, baterie care se încarcă rapid și, bineînțeles, și niște camere relativ decente. Pentru că aia e zona mai degrabă de telefoane de 3000 plus. Dar facem și pentru acelea un video în foarte scurt timp, așa că bag un follow aici ca să fii la curent și cu celelalte topuri. Unul dintre cele mai interesante, dar care nu este lansat anul acesta, e lansat anul trecut, dar însă a ajuns pe la un preț de 1500 de lei, este Xiaomi Redmi Note 12 Pro. E un telefon lansat în octombrie anul trecut, dar care va primi cel puțin încă o versiune de Android în plus, vine cu Android 12, o să ajungă la Android 14 și e un telefon cu un ecran de 6,7 inch, are un ecran OLED cu high refresh rate la 120 Hz, Dolby Vision HDR10 Plus și bineînțeles vine cu niște camere interesante. Avem 50 de megapixel pe partea din spate, 8 megapixel pentru ultra-wide și un 2 megapixel pentru macro, știi? Pozele alea pe care nu le face mai nimeni decât probabil prima zi în care își cumpără telefonul. Camera de selfie de 16 megapixeli, însă este limitat la 1080p pe partea de filmare cu camera frontală. Pe de altă parte are și jack 3,5 mm ca să poți să folosești căștilele bune cu fir, are o ieșire de audio destul de bună și o baterie de 5000 de mAh. Partea și mai interesantă este că se încarcă la 67 W doar cu fir, nu are încărcare wireless. Asta înseamnă că o să-l încarci în 46 de minute la 100% sau 50% în doar 15 minute. Adică poți să pleci liniștit de acasă sau de la birou după ce ai stat telefonul încărcat cu încărcătorul original doar 15 minute. Și desigur, este rezistent la praf și la stropi. Adică dacă vorbești cu el în ploaie, nu o să se întâmple absolut nimic. Următorul pe listă este un Oppo A96. Din nou, un telefon care nu este lansat anul acesta și pe de altă parte ar trebui să scadă un pic mai mult la preț pentru că vine doar cu Android 11 din stat, dar a primit de curând Android 13. Nu va primi upgrade la Android 14, așadar pe ăsta o să-l punem cumva pe lista telefonilor care dacă vor scădea sensibil la preț, probabil zona de 1000 și un pic de lei, atunci o să merite destul de mult. Are un ecran IPS la 90 de Hz, atenție, e rezistent și el bineînțeles la stropi și la praf, și vine cu un Snapdragon 680, 128 GB de stocare, dar din nou, nu mai contează atât de mult atâta vreme cât ai un card microSD, variantă de 6 GB și chiar de 8 GB de RAM și camere, zic eu, destul de bune, cele de 50 de megapixel de pe partea din spate face niște poze foarte, foarte curate. Este un telefon care se încarcă un pic mai încet, la 33 W, dar vine iarăși cu baterie de 5000 de mAh. Și am eu o senzație că telefonul ăsta o să ajungă la un preț mai mult decât decent în perioada următoare, tocmai pentru că este un model lansat în 2022 pe la jumătatea anului. Foarte interesant este însă că deja suntem la jumătatea topului și n-am găsit un telefon cu un ecran mai jos de 90 de Hz. Cele sunt de acum un an și jumătate. Cele de anul trecut sau cele de anul acesta automat au 120 sau 144 de Hz. Următorul pe listă, Motorola Edge 40. Motorola Edge 40 e destul de nou. E lansat în mai 2023. E un telefon care, preosebire de celelalte, vine cu niște chestii interesante. Are Android 13, vine cu 128 sau 256 de GB de stocare. Atenție, ăsta nu are card microSD, dar au pus pe el un Dimensity 8020, un procesor foarte potent de la cei de la MediaTek, care concurează foarte bine cu seria Snapdragon 800, pe care am văzut-o pe telefoane anul trecut și acum 2 ani de zile. 128 GB și 256 GB cu 8 GB de RAM, nu are card microSD, așadar mare atenție la varianta de stocare pe care o cumperi și, desigur, ecranul un OLED la 144 Hz. Ăsta e un ecran din ala foarte luminos, cu rezoluție iarăși peste Full HD. La capitolul camere, 50 de megapixeli pe partea din spate, în 13 megapixeli pe partea din față, bineînțeles 4K 30 de cadre pe secundă și pe față și pe spate, și asta pentru că camera de selfie e una dintre cele mai mari. Are o cameră de 32 de megapixeli cu o deschidere foarte bună, care reușește să facă chiar și fotografii de tip HDR. Nu are jack, dar vine cu difuzoare stereo, iarăși un avantaj față de celelalte telefoane, mai ales dacă îți place să te joci destul de mult sau îți place să te uiți la clip
clipuri sau la filme. Senzația de sunet este mult mai bună. Are, desigur, wireless, Bluetooth, NFC și un USB Type-C pentru încărcare și o baterie de 4400 de mAh. I-ar fi plăcut probabil să încapă una mai mare, dar au decis să pună încărcare wireless. Este unul dintre telefoanele foarte puține din zona asta de preț care vine cu încărcare wireless la 15W și, bineînțeles, 68W pe fir. Și asta înseamnă că și pe acesta o să încarci mai puțin de o oră până la 100% sau chiar în 15 minute 50%. Din nou de la Motorola avem un pretendent pentru un telefon mediu ca și dimensiune. Acest Motorola G84 e lansat foarte recent în august și vine cu un ecran de 6.55, un pic mai micuț decât celălalt, tot un OLED cu 120 de Hz, cu rezoluție peste Full HD și vine cu un Snapdragon 695. Ăsta e unul din procesoarele mai mult decât decente pentru absolut orice fel de activitate. Pe de altă parte, vine un singur model la 256 de GB cu 12 GB de RAM. L-aș lua pe ăsta dacă vreau să îl am o perioadă mai lungă de timp, tocmai pentru că e lansat mai recent. Se știe că Motorola ține foarte mult la update-urile de Android, ceea ce înseamnă că o să vină probabil cu Android 14 și chiar și 15 și încă 2-3 ani de zile de acum încolo cu update-uri de securitate. Pe de altă parte, baterie de 5000 mAh și pentru că nu este o variantă Edge, se încarcă doar cu 30W. Dar eu zic că e suficient, că asta înseamnă că încarci lejer în o oră și jumătate de la 0%. Și uite cum s-a întors microSD-ul printre noi. Există și telefoane în 2023 care se mai lansează cu slot de card microSD ca să poți să-ți faci un upgrade de memorie, că oricum s-a ieftinit atât de mult cardurile microSD în ultima vreme că poți să-ți iei, mi se pare, cu 100 de lei un 256 de giga. Nu e cel mai rapid între adevăr și o să vezi o mică încetinire acolo când deschizi fotografiile pe telefon, dar e suficient să spui pe el niște muzică, niște filme și să le vezi undeva în avion sau în vacanță. Următorul pe lista noastră, Xiaomi Poco X5. Știm că seria Poco este gândită mai special pentru cei care sunt pasionați de gaming și da, se va mișca mai bine decât celelalte telefoane, dar doar în aplicații care au nevoie de așa ceva. Practic avem un ecran Super AMOLED cu 120 de Hz, cu un vârf de 1200 de nits, deci acesta este foarte luminos, nu este rezistent complet la apă, doar la praf și bineînțeles la stropi, adică ploaie. Vine cu Android 12, dar a primit recent și Android 13, sau va primi cel puțin în toamnă. Și la capitolul procesare avem un Snapdragon 695 cu 5G, un procesor de generație nouă care face față fără niciun fel de probleme la cele mai recente jocuri. Pe de altă parte, iarăși este unul dintre puținele telefoane care suportă card microSDXC pentru stocarea extinsă, pe lângă cei 128 sau 256 de GB de RAM pe care îi are la bord. Camera principală 48 de megapixel, 8 megapixel iarăși pentru ultrawide și 2 megapixel pentru macro, dar e un telefon de gaming, cum spuneam, nu o să ne bazăm pe partea de foto. Aici Motorola stă ceva mai bine. Camera de selfie iarăși 13 megapixel cu rezoluție doar 1080p și, atenție, este iarăși un telefon care vine cu jack de căști. Se pare că s-a întors jack-ul de căști. Ne place cu jack de căști, ne place să putem folosi căștile bune pe care le avem acasă cu fir. Senzor de amprentă, radio, wireless, Bluetooth și așa mai departe și o baterie de 5000 mAh cu 33W încărcare pe fir. Mai există un X5 Pro pe de altă parte, care ajunge la un preț iarăși foarte bun, undeva pe la 1600 de lei, am sărit un pic de zona de 1500 și acesta a fost lansat în același timp cu varianta cealaltă, doar că avem un AMOLED, iarăși ca ecran 120 de Hz, aceeași dimensiune a ecranului, vine cu Corning Gorilla Glass 5 protecție pentru ecran, dar vine cu un Snapdragon 778G, care este într-adevăr mai puternic decât cel de pe X5 simplu. Nu vine cu card microSD, atenție, asta e o diferență mare, la fel 128 sau 256 GB de stocare și camera principală nu are acum 48 de megapixel, are 108 megapixel. Și față de celălalt model, permite filmarea în 4K la 30 de cadre pe secundă cu camera de spate. Camera frontală e cam la fel, 16 megapixel versus 13, e cam aceeași chestie, din nou, nu excelează extraordinar de mult. Mai avem însă o baterie de 5000 mAh, la fel ca și celălalt, și se încarcă de două ori mai repede, 67 W. Asta înseamnă că se va încărca în 100% în 45 de minute și, după cum vezi, suportă standardele clasice Power Delivery 3.0 și Qi Quick Charge 4.0, care îi permit să fie compatibil cu aproape orice încărcător sau, practic, încărcătorul pe care îl cumperi de la acest telefon va fi compatibil cu alte gadgeturi. Acum, nu trebuie să fii foarte mofturos la capitolul camere, pentru că majoritatea acestor telefoane nu sunt gândite pe zona de fotografie, nu s-a inclus în ele o grămadă de instrucțiuni de inteligență artificială, cum se întâmplă la alte modele foarte scumpe și, bineînțeles, nu au venit cu cei mai buni senzori și cu cei mai buni algoritmi de fotografiere. Dar toate telefoanele în zona de 1500 de lei o să facă niște poze mai mult decât decente. Majoritatea pozelor, oricum, să le faci, sper, afară,
cu ceva lumină naturală sau în casă dacă ei aprinde toate becurile și o să-ți iasă pozele mai mult decât decente. Un alt telefon care mi-a atras atenția și pe care sper că o să-l găsesc la o reducere interesantă este Oppo Reno 8. E un model un pic mai vechiuț, dar se pare că se mai găsește încă la cumpărare. Pe de altă parte n-aș da 1500 de lei pe el, aș aștepta eventual zona de 1000 de lei, o lichidare de stoc și atunci o să merite. Are un ecran AMOLED de 90 Hz, 6,4 inch, are și un telefon un pic mai mic. Cei care preferă telefoanele pe care le pot ține mai ușor în mână o să fie încântați de chestia asta, dar are UFS 3.1, asta înseamnă că memoria de stocare internă este foarte rapidă și vine cu un Dimensity 1300, 8 GB sau 12 GB de RAM în varianta cu 256 de GB de stocare și, bineînțeles, cameră de 50 de megapixeli. Este iarăși un telefon care poate filma 4K și ce m-a plăcut la Oppo, în primul rând, este partea de stabilizare. Camera de 32 de megapixeli pe față și surpriza este că filmează doar 1080p. Asta n-am înțeles-o, că practic pentru o filmare de 4K ai nevoie de maxim 8 megapixeli. Bateria, în schimb, 4500 de mAh, care se încarcă cu 80 de W. Practic se încarcă la 50% în 11 minute și 100% în doar 28 de minute. La capitolul procesor o să găsești segmentele astea, ori Qualcomm Snapdragon din seria 600 sau 700, ori MediaTek Dimensity din seria 1000 sau 2000 sau 1300, 1080. Sunt multe modele, dar stai liniștit, sunt de la doi producători diferiți, cei mai mari producători de procesoare de altfel și fac aceeași treabă. Chestia e doar să nu încarci 1000 de aplicații în prima lună de când l-ai cumpărat. Un alt telefon foarte interesant este OnePlus Nord 2T. Chiar dacă este lansat în 2022 și e un telefon cu un ecran un pic mai mic, știi foarte bine că OnePlus ține foarte mult la capitolul update-uri. Asta înseamnă că va primi cel puțin două versiuni de Android, o să vină cu 14 și e posibil să vină și cu 15 în curând, pentru că OnePlus a gândit recent să mai ridice limita asta de update-uri cu încă un an de zile pentru anumite modele. Un ecran AMOLED de 90 Hz, rezoluție peste Full HD, protecție Gorilla Glass 5 pe față ca să nu se zgârie și un MediaTek Dimensity 1300, același procesor pe care l-am văzut mai recent pe acel Oppo A96. Card de memorie nu mai există, dar avem 128 sau 256 de GB stocare, fiecare cu o variantă diferită de memorie RAM și niște camere chiar decente. 50 de megapixeli pe partea din spate, 8 megapixeli camera de ultra-wide care te interesează și pe tine, 4K la 30 de cadre pe secundă filmare și, bineînțeles, 32 de megapixeli pentru camera de selfie. Nu are jack, dar din nou are boxe stereo. Și asta este chestie bună. 4500 de mAh baterie, ceea ce este suficient, cam în zona asta se învârt majoritatea telefonelor și încărcare wireless la 80 de W cu standardul Power Delivery. Observ din ce în ce mai mult că la partea de încărcare apare și notația aceea PD. Aceea vine de la Power Delivery și asta înseamnă că sunt compatibile cu încărcătoarele care au notația Power Delivery. În special încărcătoarele noi care au apărut acum recent pe piață de la 65 la 100 de W sau chiar mai sus, care pot încărca dispozitive cu notația PD la viteză maximă. Acela e un standard care face să comunice telefonul cu încărcătorul, în așa fel încât să știe exact ce putere are nevoie telefonul respectiv și cât să-i dea încărcătorul și pentru cât timp. Un alt telefon care s-ar putea să atragă atenția este Realme 11 Pro. Un telefon lansat în primăvara acestui an, care vine cu Android 13 din start, vine cu un ecran AMOLED de 120 de Hz, de 6,7 inci, un telefon mai măricel și vine cu un Dimensity 7050 și unul din procesoarele mid-range echivalentului Snapdragon 798 sau 698. Nu are card de memorie, dar are o stocare foarte rapidă și există și varianta de 512 GB dacă ai foarte multe poze, video sau poate chiar jocuri. Iar partea interesantă este camera. 100 de megapixeli pentru acest model pe partea din spate și, bineînțeles, nu o să-ți iasă pozele de 100 de megapixeli, o să iasă undeva pe la 20 de megapixeli pentru că face o compresie destul de bună. Dar, iarăși, la capitolul filmare stă bine la partea de stabilizare. Acest Gyro Electronic Image Stabilization își face treaba suficient de bine în așa fel încât să nu ratezi momentul pentru că ai călcat, ai făcut doi pași în față și ți s-a mișcat foarte tare telefonul. Nu înțeleg chestia asta de ce majoritatea telefonelor nu mai filmează 4K pe camera din față, dar să zice că nu ai neapărat nevoie, mai degrabă un Full HD cinstit decât 4K, nu? Oricum, majoritatea platformelor de social media, TikTok, Facebook, Instagram, nu suportă upload-ul videoului mai sus de 1080p. Cel puțin nu directe pe telefon. GPS, Wi-Fi, Bluetooth și așa mai departe,
litiu polimer, baterie de 5000 mAh și acesta cu încărcare de 67W. Mi se pare surprinzător că și la 1500 de lei poți să-ți cumperi un telefon în momentul de față care se încarcă cu peste 50W, mai rapid decât se încarcă cel mai scump telefon de la Apple. Acest telefon mai are și un frățior mai mare, este Realme 11 Pro Plus, ale cărui diferențe nu sunt foarte mari, diferă puțin la capitolul stocare, ăsta are și un model care vine cu 1TB, și o altă diferență importantă este camera de 200 de megapixeli în loc de cea de 100 de megapixeli și 32 de megapixeli pe partea din față. A, și desigur, se încarcă la 100 de W, nu că n-ai avea la dispoziție mai mult de 25 de minute să-l aduci la 100%, așadar îți iei pe ăla care se încarcă cel mai repede. Cam astea sunt diferențe notabile dintre aceste două modele. Și ca să nu uit, unul dintre pretendenții la tron este Samsung Galaxy A34. Este un telefon mid-range și acesta, cu un ecran de 6,6 inch, Super AMOLED 120 Hz, Android 13 cu upgrade la Android 14 și posibil și la 15 în viitor. Vine cu un MediaTek Dimensity 1080 și are și el card microSD. Asta e foarte tare. Bineînțeles, partea de stocare variază de la 128 de la 256 și partea de memorie RAM de la 8 GB la 6 GB, dacă vrei să-ți iei pe cel cu stocarea cea mai mică. Avem și camera de 48 de megapixeli, 4K filmare pe spate, 4K filmare pe față. Vezi, se poate și cu 13 megapixeli, trebuie doar să-i dai voie telefonului să facă chestia asta. Și aici avem o baterie de 5000 mAh, însă, din păcate, partea de încărcare este cea mai slăbuță, 25 W. Eu zic că se poate și mai bine. Acum, de unde să le cumperi? Păi, trebuie să vezi un pic magazinele care le vând. Îți spun eu, la unde le-am văzut eu, am făcut o comparație, sunt în jur de 1500, 1600, poate 1650 de lei. Depășesc puțin zona de 1500 pentru că există multe modele, după cum ai văzut, care au și o variantă Pro sau Pro Plus. Așadar, spor la cumpărături. Dacă vrei să faci un cadou pentru cineva apropiat sau pentru unul dintre copii, asta este o variantă foarte bună de începător, cu care nu o să aibă problema că se mișcă greu, că întârzie și lucruri de genul ăsta. Sigur, nu o să fie cel mai nou și cel mai recent și cel mai scump iPhone sau cel mai scump Samsung. Pe de altă parte, sunt telefoane care nu dau greș la capitolul fiabilitate și, bineînțeles, raport preț-performanță. De asta am făcut și acest video. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un like, dă un share ca să-l vadă și unul din prietenii tăi care este sigur în căutare de un astfel de telefon și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!